Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Este o zi tare drăguță, foarte cald afară, am plecat în pantalon scurt. Vineri 13? Da, cu toate că e vineri 13, am început ziua binișor, să spunem. E o zi promițătoare. Și noi ne-am gândit ca în această dimineață să stăm în picioare și să ne arătăm respectul față de victimele din tragicul eveniment de la Colectiv. Motiv pentru care vă și anunțăm că dacă ieri se vorbea despre amânarea sentinței, astăzi, Valentin? După aproape 7 ani, avem în sfârșit niște oameni care, potrivit justiției, trebuie să răspundă pentru ce s-a întâmplat în clubul Colectiv. Este vorba despre primarul Piedone, este vorba despre patronii clubului, este vorba despre un pirotehnist și mai multe persoane care au fost implicate în acest tragic eveniment. Vă invităm pe această cale să urmăriți câteva imagini ca să aflați mai multe. Incendiu, fabrica Pionier, acum arziți oameni. Haideți vă în frumos unitatea noastră, că se face 50 de persoane. Puteam deplasa, nu puteam face nimic. Eram o legumă îmbălsămată în pat. Acum, în clipa asta, la penitenciarul Rafa. Sentință finală în cazul Colectiv. După aproape 7 ani de la cumplitul incendiu, judecătorii Curții de Apel București au pronunțat sentințele definitive. Inculpații au de executat pedepse de 46 de ani și 2 luni de închisoare. Cea mai mare pedeapsă a primit-o unul dintre patronii clubului Colectiv, de 11 ani și 8 luni de închisoare. Fostul primar al sectorului 4 și actualul edil al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. În primă instanță, el primise o condamnare de 8 ani și 6 luni. El este acuzat de săvârșirea a 2 infracțiuni de abuz în serviciu, pentru că a eliberat acordurile și autorizațiile de funcționare pentru 2 societăți comerciale, încălcând prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu. În fața deciziei, Piedone a făcut declarații halucinante. Dacă acei părinți cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, așa să-i ajute Dumnezeu. Faceți-vă trasele și plecați în altă parte. Mai bine slugă în altă țară decât în genunchi în țara ta. O să transmit telepatic. Am această putere. Voi transmite telepatic gândurile mele. Alături de fostul edil al sectorului 4, în acest dosar au mai fost condamnați și Alin George Anastasescu, patron club, 11 ani și 8 luni cu executare, Costin Mincu, patron club, 8 ani cu executare, Paul Gancea, patron club, 6 ani și 4 luni cu executare, Viorel Zaharia, pirotehnist, 6 ani și 10 luni cu executare, Maria Moise, pirotehnist, 6 ani și 10 luni cu executare, Cristian Niță, director firme artificii, 2 ani și 6 luni. Totul a avut loc pe 30 octombrie 2015. Atunci, în clubul Colectiv, din sectorul 4 din București, amplasat într-o fostă hală a fabricii Pionierul, a izbucnit cel mai nemilos și crunt incendiu. Flăcările s-au declanșat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, concert care a avut loc cu ocazia lansării unui nou album numit Mantras of War. Chiar dacă au reușit să supraviețuiască și au trecut aproape 7 ani, cei care au scăpat din infern au încă răni deschise, amintiri dureroase pe care nu le vor putea șterge niciodată. În acești 7 ani au fost nevoiți să învețe din nou să se bucure de fiecare moment al vieții. Un munte de oameni, nu știu, un munte de oameni, cred că erau 50 de oameni acolo, claie peste grămadă, m-am tărât prin ei, peste ei, pe lângă ei și am escaladat așa mulțimea, mai i-am stins
părul unei fete care ardea lângă mine. Și aici doua victimă, Bogdan, Roxana, Elena, era în fața mea. Acolo nu s-a mai putut face nimic, a fost atât de scurt timpul ăla și i-a pars așa de repede de... Încă nu știu dacă pot să accept că ceea ce s-a întâmplat e adevărat. Încă nu știu dacă am trecut peste partea asta. Tot să mă descurc singură, am avut tot timpul nevoie de ajutor. Și am ieșit de acolo, urlam de durere. Acum nu știu, mă bucur absolut orice, că este soare. Focul a fost provocat de artificiile folosite în timpul concertului, artificii care au dus la aprinderea buretelui poliuretanic folosit pentru antifonarea încăperii. Flăcările s-au extins foarte repede în tot clubul, provocând o tragedie care nu va putea fi uitată niciodată. A fost cel mai tragic incendiu din România dintr-un club de noapte și cel mai grav accident din țară de după anul 1989. Au trecut aproape 7 ani, 7 ani de când 64 de suflete tinere și-au pierdut viața din cauza neglijenței. În urma lor au lăsat suferință și o cicatrice adâncă în sufletele românilor. Dificil de privit un astfel de material. L-am văzut tineri care acum 7 ani aveau 22, astăzi probabil ar fi împlinit 29, probabil ar fi avut copii, o familie. În această situație nu poți să te gândești decât la faptul că sistemul cumva le-a răpit această șansă la viață, iar Valentina, am înțeles că tu continui să povestești tot despre cazul colectiv din altă perspectivă. Sunt știri și o dimineață încărcată așa de emoție. Și oricât de multă, între ghilimele, satisfacție am putea avea când vedem că în sfârșit cineva a răspuns pentru treaba asta, nu compensează mai deloc nici pe departe, cu traumele suferite. Nu. Puteau să fie condamnați 100 de oameni, fiecare cu închisoare pe viață, tot nu cred că ar fi compensat niște vieți ale unor tineri care, repet, au mers să se distreze într-o seară obișnuită ca oricare alta și din cauza, cum ai spus și tu, a sistemului, a neglijenței autorităților și a corupției, putem spune, au ajuns astăzi să nu mai fie printre noi, iar cei care sunt printre noi cu siguranță au traume și cicatrici, nu doar fizice, care le vor rămâne pe viață și vor trăi cu ele. Și nu e corect. Aș vrea să continuăm prima știre de azi de la Revista Presei cu despăgubiri de zeci de milioane de euro pentru familiile victimelor din Clubul Colectiv. Cine trebuie să achite banii? Repet, după cum am spus, nu doar că pedepsele nu pot compensa viețile oamenilor, nici banii, nici toți banii din lume, nu cred că i-ar putea primi un părinte și să spună că gata, ține loc suma respectivă de copilul pe care l-a pierdut. Vedem sume destul de mari, dar nici 150.000, 75.000. Nici nu știu dacă merită să-i deranjezi pe acei oameni cu telefoane prin care să le spui că trebuie să primească niște bani, să-ți dea unii bani, să... Da, îți pare că redeschizi niște răni. Bine, nu știu dacă ele sunt închise definitiv vreodată. Cred am că doar discutat, să știi, în urmă cu 2 ani, când s-au împlinit 5 ani de la colectiv, a fost atunci un marș de la Curtea de Apel, oamenii au mers cu poze ale victimelor până spre Clubul Colectiv și am fost acolo și am vorbit cu tatăl, un tată care și-a pierdut acolo copilul și a spus că nu-l interesează absolut nimic, singurul lucru care l-ar satisface într-un fel sau altul ar fi să vadă o schimbare și să știe că nimeni nu va mai trece vreodată prin ce a trecut el, copilul lui și familia lui. Și este cumva adevărat, pentru că toți acești părinți trăiesc cumva și cu o frustrare în plus, anume faptul că nu s-a schimbat mare lucru. Atunci, imediat după colectiv, în primele zile, toate localurile au fost luate la puricat de către autorități, toate le s-au verificat, avizele și tot, dar pot să bag mâna în focă și în ziua de azi,
Există cu siguranță, nu se poate elimina. Am fost și eu, să știi, chiar recent într-un spațiu de genul ăsta în care stăteam și mă gândeam dacă s-ar întâmpla ceva, pe unde am putea fi evacuați și cum am putea. Nu vreau să dau numele localului pentru că nu are sens, dar cu siguranță încă sunt astfel de probleme și din păcate nu vreau să fiu pesimist, dar mi se pare că nu este exclusă încă o astfel de tragedie. Nu mi se pare că s-au schimbat foarte multe lucruri. Cumva, în momentul în care incendiul a izbucnit și toate posturile TV transmiteau în direct de la fața locului, cred că întreaga România a fost cuprinsă de un sentiment de groază, pur și simplu, și nu pot să nu mă gândesc la ce ai spus mai devreme despre tatăl care și-ar dori o schimbare. A spus cumva că e singura lui dorință. Acei tineri și-au dat viața pentru această schimbare, pentru siguranța noastră ulterioară. Ei și-au sacrificat viața. Sistemul a răspuns, dar nu complet. În continuare așteptăm și ar trebui să rămânem vigilenți și să-i tragem la răspundere. De exemplu, pentru clubul unde ai fost tu, poate că cel mai corect ar fi să facem o plângere. De ce nu? Cred că singura schimbare care s-a realizat a fost la nivelul mentalului colectiv. Noi oamenii am început noi să ne punem întrebări. Uite, când vedem asta, niște lucruri. Mentalului colectiv, interesantă și metafora. Știu? Cred că asta este foarte important, faptul că noi am început, când vedem astfel de lucruri, să ne punem noi întrebări, să ne gândim de două ori, mă, oare e ok să mergem aici și să ne mai bazăm pe stat. Pentru că statul, din păcate, repet, nu-mi place să fiu pesimist, dar ne-a dezamăgit de mult prea multe ori. Și dacă avea impresia că toată treaba cu corupția este doar așa un subiect pe care îl vedem la TV și nu prea interacționezi cu corupția și nu te afectează în vreun fel, vezi că într-o seară în care efectiv ai ieșit să te distrezi, atunci se întâmplă ca efectiv corupția să intre în viața ta și poate chiar să-ți o ia, din păcate. Dincolo de asta, suntem tineri și avem dreptul la opinie, cu toate că aici ar trebui să fim imparțiali, totuși ne punem întrebări. De ce de-a lungul acestor 7 ani am văzut, cel puțin în perioada pandemiei, zeci de spitale arzând? Vorbim, iată, despre... Asta este și mai grav. Dorința oamenilor de a se însănătoși, de a merge într-un centru de îngrijire unde, din nefericire, riscă să iasă oricum, dar nu sănătoși. Intri cu o boală banală, poate, și risc să nu mai ieși. Da. Da, sunt foarte multe întrebări pe care ni le punem la nivel așa de societate și tind să cred că mergem către mai bine, dar progresul e un pic cam lent. Ne schimbăm, începem să fim mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru. Și probabil că ușor, ușor o să ajungem și noi într-o normalitate. Sperăm cât mai repede. Uite, așa, ca să aducem o rază de speranță, te-aș ruga să mergi mai departe la următoarea știre, care, din perspectiva mea, este un pas înainte. Da. E foarte drăguț că elevii ar putea învăța la școală să salveze vieți. Și spune un medic, vedem, copiii învață foarte repede dacă văd la altcineva și dacă repetă și ei. Indirect, educă și adulții din jurul lor. Mă bucur că avem o astfel de știre și că ne mai scuturăm puțin de emoția care a venit în urma celei cu colectiv. Vedem, la Parlament a fost depus un proiect de lege prin care să fie predate noțiuni de prim ajutor la clasele din gimnaziu și liceu, la disciplina biologie, anatomia și fiziologia omului. Dacă proiectul va fi aprobat, elevii vor învăța să salveze vieți din anul școlar 2023-2024. Foarte drăguț. E și mare, uite, lucru. Chiar asta vorbeam mai devreme cu colegii din redacție, că dacă s-ar întâmpla ceva cu unul dintre noi, eu cel puțin am ști să reacționăm. Știu, cred că din clipuri sau ceva, din lucruri pe care le-am mai văzut sau materiale pe care le-au mai făcut colegii noștri, poate așa știi cum să fac un masaj cardiac sau cu siguranță nu așa cum trebuie, știi? Să fim recunoscători că ni s-a alăturat în echipă colega noastră Olivia, care exact are pregătire în acest sens, ne putem baza cu ea. Nu are nimeni cu ea în jurul nostru. Așa este. Uite, să știi că mi se pare util, noi am avut și câteva demonstrații aici la matinal, cred că de vreo 3 ore am arătat câteva manevre de resuscitare, acordarea primului ajutor. Poate mai chemăm să prind și eu aici, eu nu eram aici. Voluntari smurt care oferă astfel de cursuri pentru cei interesați. E mare lucru că și copiii au șansa să învețe, pentru că e traumatizant. Uite, mie mi s-a întâmplat o chestie super banală. Eram la masa de flori, se mânca pește și tata s-a necat cu un os de pește, în momentul în care eu am paralizat. Și știam din desene că se poate executa manevra Heimlich, dar nu știam ce presupune, din nu știam dacă... Da, capul pieptului și... Da, tata între timp și-a revenit, dar e traumatizant, știi, să vezi că se întâmplă ceva chiar în familie. Și chiar că nu poți să ai mâinile legate, pur și simplu, exact, că nu știi exact ce să faci. Și atunci, dacă am ști, cu siguranță am avea mai multă încredere. Și mă bucur să văd că se întâmplă treaba asta încă din gimnaziu. Uh-huh. Adică încă din gimnaziu se pune accent, probabil că în clasele 1-4 copiii sunt un pic cam micuți.
ca să înțeleagă toate noțiunile și tot și importanța lor și mai fi surprins. Am avut o doamnă spectaculoasă care a făcut un curs pentru copii. Cursul începea de la vârsta de 5 ani în sus și copiii au reacționat foarte bine. Spunea micul erou sau ceva de genul ăsta, o școală de prim ajutor pentru copii mici. Deci, Mi se pare că și cumva prin joacă, cred că se poate ajunge la chestiile astea, știi? Da, ne bucurăm că generațiile următoare vor avea un plus față de noi, încă din frageda perioadă a școlii. Uite, aș mai vrea să vorbim despre recensământ. Să știi ai că apucat? M-am autorecenzat și bravo. Eu. Încă aștept acel mail de confirmare care vine după la șapte zile. Da. Nu e mail de confirmare. Mare atenție, trebuie tu să intri pe platformă, să-ți introduci CNP-ul și în cazul în care autorecenzarea s-a făcut corect, îți apare dovada că ai făcut și cu aia te duci la angajator și îți ceri ziua liberă. Ce drăguț! Deci să nu aștepți după mail, că aștepți mult și bine, nu vine. Nu, ok, deci o să mă uit acolo. Da, au fost foarte multe întrebări, unele dintre ele ciudățele, aș spune, dar a fost o experiență ok, a durat câteva minute, cred că în total. La un moment dat tot îmi rămânea o întrebare necompletată și nu o găseam. Adică tot luam fiecare întrebare la rând, apăreau toate verzi și nu înțeleg de ce era așa, dar în final am reușit. Se exersează și atenția, autorecenzarea. Exact. Și vedem că românii nu prea s-au autorecenzat și se dorește prelungirea acestui termen de autorecenzare. O să aibă loc o conferință de presă astăzi sau mâine, din câte am înțeles, în care o să decide cu cât ar trebui să prelungească această perioadă, pentru că românii încă nu au avut timp. Și cred că cel mai probabil românii încă n-au înțeles că riscă și amenzi dacă nu se autorecenzează și dacă nici nu sunt acasă când vine... Asta e, că asta nu prea se înțelege. Și mie mi-au zis ai mei același lucru, că o să primim amendă dacă ne autorecenzezi. Nu, mamă. Dacă nu te autorecenzezi, vine recenzorul și îți culege datele respective. Tu primești amendă abia în momentul în care nu-l primești pe omul ăla în casă. Exact. Dacă nu te autorecenzezi online, nu e nicio problemă. Asta e opțional, dar e oricum educativ ca la un moment dat să începem să folosim exclusiv acest sistem, că tot ne dorim la un moment dat digitalizare. Exact. Iată, e un prim pas. Dar mi se pare foarte drăguț că pentru cei care nu sunt tocmai familiarizați cu digitalizarea, în mall-uri, am văzut într-un mall, s-au făcut ghișee micuțe, efectiv în mijlocul mall-ului, mai multe birouri, unde oamenii mai în vârstă, am văzut cei de la coadă, stăteau la rând ca să fie ajutați de o persoană care completa toate datele acolo pentru ei. Și asta foarte mi se pare foarte tare. Adică, practic, autoritățile vin cumva în sprijinul oamenilor și nu-i lasă așa de izbeliște să-și ia amenzi. Deci, eu mă mai gândesc și la oamenii care locuiesc în mediul rural, mă gândesc la fratele tatei, babu Ion, nu are nici tabletă, nici telefon, nici nimic. Și nici mol. Și nici mol. Da. Și atunci pentru el rămâne valabilă doar varianta recenzorului care va veni. O să mai dureze până se produce schimbarea, dar... Chiar sunt curios ce cifre vom avea la finalul acestui recensământ. Și eu. Poate stăm de vorbă cu un specialist să ne explice așa. Hai să punem un pariu. Câți români crezi că sunt? Populație. Nu știu, sunt obligați 18... să se autorecenzeze și românii din diaspora? Uite, asta nu știu. Nu cred că doar pe teritoriul României. Eu cred că sunt vreo 21 de milioane. Erau 18. Cu pandemia, sigur, s-au întors foarte mulți în țară. Cu pandemia, sigur, s-au mulțit. Da, au mai stat oamenii acasă, s-au refăcut căsniciile. Eu așa aș tinde să cred. Nu știu, hai că vedem. Hai, da, tot 21-22 pe acolo, aș zice și eu. Deci pariu, da, nu putem pune pariu că zicem aproape același lucru. Bun, hai să mergem, să trecem mai departe la domnul Ciucă, care vine cu un anunț foarte important în această perioadă în care avem inflație de două cifre la cote foarte înalte și ne spune că românii ar putea, nu se știe încă, ar putea beneficia de o nouă amânare a plății ratelor. Și este foarte important pentru că sunt foarte mulți români care au rate, sunt foarte mulți români care au casele, apartamentele roate prin credit, roborul a luat-o razna, mulți vor refinanțare acum prin IRCC și prin IRCC se va, la un moment dat inflația va ajunge din urmă și IRCC-ul, deci ratele tot se vor majora, dar va fi mai puțin decât la robor. Și evident, oamenii sunt cumva disperați și nu mai fac față cu aceste plăți. Știi că a venit Irina Chițu la un moment dat și ne-a povestit despre refinanțări, despre ce poți face în cazul în care nu îți mai permiți achitarea ratelor. Cred că i-a zis la un moment dat că cei care au beneficiat deja de o amânare a plății ratelor s-au cam ars din anumite puncte de vedere, dobânda a crescut, le-a fost mai greu să achite după aceea. Poate că aceștia nu vor mai apela la o amânare, poate vor apela și cei care nu au apelat prima dată. Da, și ratele vin din amânare urmă. Nu înseamnă nici de cum că nu mai plătești. Da. Înseamnă o amânare temporară. O păsuire în care tu trebuie să ar trebui să faci cumva ceva să și crești veniturile, ceea ce nu este tot mai ușor. Prețurile au crescut, nu știu la ce folosești, cât să pui deoparte ca să-ți permiți să reiei din urmă ratele. E complicat. O să vedem pe parcurs. Da, sunt sigur că autoritățile, poate acum în al 12-lea ceas, vor conștientiza
faptul că trebuie să ajute cumva românii, pentru că nu se mai poate în felul ăsta. Și uite, dacă tot vorbim de ajutor pentru români, aș vrea să trecem rapid și prin acest subiect, care mie personal îmi provoacă așa o... Nu e de râs, cu siguranță nu e de râs, e de râsul plânsul. Îți zic eu ce, la ce te-ai gândit. Norma de hrană pentru pacienți crește la 22 de lei pe zi. Și întrebarea mea este, cât a fost până acum? 11 lei pe zi, Georgia. S-a dublat, lei. Asta este un mare pas înainte. Pentru o persoană înainte, care are afecțiuni. Dar da, este... Și el trebuie să primească hrană de calitate ca să-și depășească acele afecțiuni pe care le are. Că de-aia te duci la spital să te vindeci. Și primești hrană de 11 lei, dar știi care-i treaba? Cu rata inflației, care se transpune în prețul la alimente... Nu s-a modificat nimic. Să nu ne facem iluzii că oamenii primesc hrană mai de calitate sau hrană mai multă. Nu, mănâncă cu acești 22 acolo. De lei primesc aceeași hrană, doar că ea a fost scumpită. Și statul alocă mai mulți bani ca să poată plăti spitalele furnizorii care furnizează acele alimente. Deci oamenii primesc tot un cubuleț salariile de un șofelie. Salariile angajaților care pregătesc hrana, care s-au majorat și ele, posibil. Da, exact. Deci totul, oamenii nu primesc hrană mai bună sau mai multă. Repet, ei primesc aceeași hrană, doar că statul a alocat niște bani ca să nu rămână oamenii, nu știu, cu o felie de pâine pe zi. Și este foarte nașpa situația asta. Deci nu este, cu siguranță, nu este un progres în acest sens. Președintele Iohannis a promulgat joi această lege, cuantumul alocației de hrană din unitățile sanitare publice. Se va actualiza în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 de lei pe zi. Deci, iată, putem interpreta acest lucru ca și cum poate se poate și mai și mult. Poate să și crească, da. Ei, luni e o nouă zi, luni sunt noi informații, da, care apar, ținem legătura, da, ca să zic așa, Valentin, și să povestești. Știi că duminică avem un eveniment tare drăguț, avem eclipsă de lună. Foarte și vizibilă și din România, când și cum poate fi observată. În noaptea duminică spre luni vedem, adică de 15 spre 16 mai, se produce o eclipsă de lună, care va fi vizibilă timp de aproximativ o oră și din România. Deci, iată, mai uităm și pe cer, mai căscăm gura și la ce este pe cer. Știi și că mai... se făcuse și un studiu, că sunt foarte puțini oameni care remarcă în fiecare zi cerul, știi? Avem tot timpul tendința să stăm cu ochii în telefon, să stăm cu ochii în trafic, nu ne mai uităm, ne mai uităm așa în sus. Ce, pe cer. Bine, mai vine uneori cât un apus din ăla drăguț, în care e cumva puțin înnorat, și tot apusul se vede așa, se face tot cerul portocaliu cu nori, știi ce spun? Ce frumos, știu ce spui, da, uite, eu zic că ne înțeleg perfect colegii noștri de la Sport Total FM, căci și noi suntem actiați după soare când ieșim din platou, căci și ei tot în studio stau și săracii de noi vedem soarele așa cu porția, cel puțin în prima parte a dimineții, și invităm pe această cale să ne povestească ce s-a mai întâmplat în lumea sportului. Bună dimineața, Daniel și Gabriel! Bună dimineața! Bună dimineața! Păi s-a întâmplat o semifinală de Cupa României și am aflat că adversara voluntarului în ultimul act programat săptămâna viitoare va fi Șepși și nu Universitatea Craiova, ceea ce sigur că a învolburat apele acolo în Oltenia, căci s-a plecat cu ambiții mari la începutul sezonului, iar acum Universitatea Craiova, condusă de pe bancă de Laurențiu Reghecanf, are ca unică variantă pentru a prinde măcar un loc în preliminarile Conference League, spuneam, are ca unică variantă barajul, și va întâlni o echipă venită evident din play-out, care va fi, nu știm încă. Și am aflat că meciul este joi și nu sâmbătă, cum ar fi crezut toată lumea. Finala. Finala, da, finala va fi joi. N-am mai întâlnit situația asta prin alte țări decât la Cupa Ligii, am mai văzut eu prin Franța și cred că prin Portugalia. Acolo se mai joacă și lunea câteodată anumite finale. Dar este, cum să spunem, pentru ambele echipe a doua oară când ajung în finală. Voluntarea a mai fost odată și a câștigat, Sepsia a mai fost odată și a pierdut. În fața FCSB-ului. În fața FCSB-ului, cred că la începutul pandemiei, în urmă cu 2 ani. Da. În acest weekend s-ar putea să aflăm și numele, deci vom afla, de fapt, și numele celei de-a doua promovate direct în Liga 1, după ce Petrolul și-a obținut acest drept. Hermannstadt are nevoie de o remiză cu CSEA Steaua pentru a-și asigura locul 2 în clasament și a trimite la baraj pe Universitatea Cluj. Cât despre cea de-a doua echipă care va juca baraj venind din Liga 2, încă nu știm. Nu știm, mă rog, e discuția asta. Federația a anunțat că Steaua nu are drept de promovare. Steaua vrea în continuare să promoveze. Dar Steaua vrea. Noi credem că nu va reuși să obțină dreptul ăsta, pentru că legea e lege și oricum nu poate fi modificată în timpul competiției. Dar
am mai asistat la lucruri trăznite, da, în sportul nostru. Dar dacă așa că FRF a anunțat, înseamnă că vine următoarea clasată, care va fi Chiajna sau Slobozia. Înțeleg, exact, că mai este un punct între ele. Federația Română de Fotbal va ține cont de regula asta, adică nu poate să, da, schimbe pe parcurs. Apoi, sigur, dacă se simt neîndreptățiți cei de la CSA Steaua, se pot duce la TAS. Problema este că se joacă barajul, promovează unii, dacă îți vine răspunsul de la TAS după ce începe campionatul următor. Nu știm ce se întâmplă. Asta este ne depășește situația. Tipic fotbalului românesc, că s-a mai întâmplat. Da. Mai avem un precedent. Mai există, da, și în play-out, în play-out-ul ligii întâi, desigur, miza locurilor 7 și 8, nu? Echipe care vor juca un prebaraj pentru ca una dintre ele să devină adversara Universității Craiova, în ceea ce vă spuneam, barajul pentru un loc în turul preliminar al Conference League. Adică sunt câteva puncte de atracție pe finalul acestui sezon, dincolo, desigur, de lupta la titlu, un weekend în care mulți se întreabă dacă voluntari contra FCSB-ului și Universitatea Craiova, că iar o pomenim, contra CFR-ului, vor avea vreun cuvânt de spus sau se va merge cu victoria favoritelor pentru a ajunge la un joc decisiv, foarte probabil la Buzău. Oltenici ca orgoliu, Gabi. Și ar trebui să-l demonstreze în partida cu CFR Cluj. Știu că se spune ca orgoliu, dar e foarte tuflită, dăm voie, nu, să spun așa, ce faci echipa cu orgoliu acum? Adică nu știu ce fac cu orgoliu, dar ei sunt dărâmați psihologic, adică bătuți de FCSB acasă și-au pierdut locul 2, bătuți de Șep și acasă și-au pierdut Cupa României. Nu știu dacă le arde de mare lucru în momentul de față, sincer. Poate se mai, cum se spunea înainte, indirecte, da? La indirecte, la bani de la adversar, de la alt adversar, dosarul, valiza, nu mai există așa ceva în fotbalul român? Nici gând. A fost eradicată corupția. Absolut. Nu? Am înțeles. Absolut, absolut, aveți dreptate. Da. Avem un weekend în care încep și semifinalele campionatului național de basket, da? Pentru că astăzi am văzut că este primul meci, undeva la ora 19, e vorba de meciul, primul meci al semifinalei dintre Oradea și Voluntar, nu? Un meci televizat, desigur, de mai multe posturi în frunte cu Digi și cred că și Prima transmite și cred că și Orange transmite, adică e pe vreo trei canale. Și mai avem în acest weekend și Final Four-ul Cupei României la handbal masculin. La Constanța se dispută meciuri sâmbătă și duminică. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Un weekend minunat vă dorim. Toate bune! Toate bune! Mulțumim, băieți! Știai că în Târgoviște este un leu liber? Am mai auzit. Ai mai auzit, nu? Am mai auzit, ai mai auzit povești. Și nu e un leu, o bagnotă de nu un leu aruncată pe stradă. E un leu, leu. E leu, leu. Și nu e al vreun interlop. Leuțul. E scăpat din mână din alte părți. Da? Nu știm exact de unde, dar păziți-vă spatele, ca să zic așa. Asta este o știre pe această cale. Vă invităm să aflați și mai multe. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare la femei. Acesta a explicat că este vorba despre un proces de durată până la egalizarea vârstei de pensionare între sexe și că cel mai probabil acest lucru se va întâmpla abia în 2030. Este un lucru asumat în PNRR. Oricum, vârsta de pensionare la femei crește în baza legii actuale, legea 263, și va ajunge până la 63 de ani, după care va urma o etapă, dar nu crește dintr-o dată, unde va fi egalizare între 60 la 65 de ani. Mai avem până acolo foarte mulți ani, nu se întâmplă, v-am spus, se întâmplă și acum etapizat creșterea vârstei de pensionare la femei, deci probabil va fi undeva prin 2030. Un alt aspect important pe care ministrul l-a enunțat este creșterea pensiilor. Acel 9,4 nu este îndestulător în primul rând pentru a rezolva inechitățile din sistem, după care ulterior să putem majora veniturile seniorilor acestei țări, pentru că cu inflație, fără inflație, puterea de cumpărare a părinților și bunicilor noștri este încă mică în România. Principalul obstacol nu este Comisia Europeană, ci statul român, spune oficialul. Mai exact, problema ar fi în Planul Național de Redresare și Reziliență, plan făcut de fosta guvernare, însă Marius Budăi susține că atât timp cât are susținerea lui Marcel Ciolacu și a PSD, nu va semna o reformă care va sărăci poporul român. Parlamentul European a votat prelungirea valabilității certificatului COVID cu încă un an, mai exact până la 30 iunie 2023.
Ca și până acum, acesta atestă vaccinarea anti-COVID, trecerea prin boală sau efectuarea unui test PCR negativ. În România, documentul nu mai este obligatoriu, însă sunt țări unde încă este. Bine v-am găsit! Spania este una dintre țările care nu au renunțat încă la certificatul verde. Pasagerii care intră în Spania pe cale aeriană sau maritimă, cu excepția minorilor de până la 12 ani și a pasagerilor aflați în tranzit internațional, trebuie să prezinte în mod obligatoriu certificatul COVID sau formularul de control sanitar QR, unde sunt introduse manual datele certificatului de vaccinare. La fel este și în Portugalia. Țara este în stare de alertă până la data de 31 mai 2022. Și în Franța se menține obligativitatea certificatului COVID, acesta fiind necesar pentru a dovedi vaccinarea sau testarea. Statul ar trebui să iasă din starea de urgență sanitară la finalul lunii iulie. În Italia, certificatul verde a fost scos de la 1 mai, însă obligația de a purta masca de protecție în multe locuri la interior rămâne în vigoare, cel puțin până pe 15 iunie. Evenimentele din 1989 au produs mari schimbări când vine vorba de averea soților Ceaușescu. Mai multe mașini de colecție, printre care și cea a lui Zoe Ceaușescu, au fost puse sub sechestru. În urmă cu 40 de ani, familia Ceaușescu a cumpărat un exemplar Renault Fuego GTS, care era de fapt cadou de nuntă pentru Zoia Ceaușescu, iar astăzi reprezintă o mașină sport vintage de colecție care va fi scoasă la licitație cu un preț de pornire de 500 de euro. Pentru achiziționarea exemplarului s-ar fi vândut un alt autoturism Mercedes, care ar fi aparținut familiei și ar fi fost condus tot de Zoia Ceaușescu. În cadrul evenimentului de licitație, ce se va desfășura doar pe platforma online, alături de exemplarul achiziționat de familia Ceaușescu, vor fi scoase la licitație și alte mașini, adică modele istorice, dar perfect funcționale, pentru prețul de pornire de aproximativ 8.000 de euro fiecare. Un Fiat 124 Spider din 1973, un Chevrolet Silverado din 1977. Cea mai interesantă apariție este un exemplar Maserati Quattro Porte, care are prețul de pornire de aproximativ 15.000 de euro. Mașina a fost realizată în 1980 într-o ediție limitată de doar 2133 de bucăți. Toate sunt considerate bijuterii ale trecutului și vor fi scoase la licitație pe 19 mai. Am decis să facem o morișcă. Mamă, a ieșit soarele, dar am auzit că ești ceva. Dar câte până. Grade sunt acolo, că am tras cu ochiul spre Romina și am văzut ce e acolo, da. Câte tu, grade tu sunt. Te-ai uitat că astăzi în câmpia română se ating 33 de grade Celsius. 33 de grade Celsius, zine 13. Și mie mi-a arătat aplicația mai mult, să știi. Nu? Da, 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 dacă lași mașina în soare, simți 40. Romina, spune tu. Bună dimineața, Romina. Bună dimineața! Într-adevăr, vor fi 30 de grade, se vor atinge și 33 de grade, însă la această oră avem parte de vreme foarte caldă în majoritatea zonelor din țară. Maximele termice la această oră sunt cuprinse între 12 grade Celsius în Miercurea Ciuc și 22 de grade în Tulcea, dar și în Constanța. În prima parte a zilei, vremea se menține în general frumoasă, iar temperaturile sunt în creștere. Ulterior, vremea devine instabilă în jumătatea nordică a teritoriului, acolo unde pot să apară înorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot să fie condiții de grindină. Chiar dacă în partea de nord a țării vor mai fi manifestări ale instabilității atmosferice, în restul zonelor din țară cerul este variabil, iar fenomenele se manifestă doar izolat. La această oră, în partea de est a României, sunt 22 de grade la Constanța și în Tulcea, iar la Iași sunt 20 de grade. În nord, în Suceava, sunt 19, temperatura mai scade puțin, dar în centrul țării se menține ridicat și sunt 17 grade în Cluj-Napoca și 15 grade se înregistrează la Brașov. De asemenea și la Miercurea Ciuc mai sunt 12 grade Celsius. În vestul țării se înregistrează 19 grade la Arad și la Oradea sunt 17 grade. Aici atmosfera este schimbătoare și este posibilă să plouă.
În București avem parte de vreme frumoasă, cerul este mai mult senin, iar vântul suflă slab și moderat. La această oră sunt 20 de grade în nord, dar și în zona centrală temperatura este în ușoară scădere și atinge 19 grade Celsius. Pe litoral se menține vreme frumoasă la această oră, astfel valorile termice pornesc de la 19 grade în Constanța și Costinești. Pe alocuri la Mamaia și în Vama Veche se înregistrează 21 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme la această oră. Ne revedem mai târziu pentru mai multe detalii. Da. Mulțumim, știi, Georgia, Romina. Mulțumim, Romina. Știi că mă lăudam, ieri că am ieșit în tricou din scară. Azi dimineața am plecat în pantalon scurt și crezi chiar a fost cald rău de tot. Cu arogantul așa de felul tău. Nu, deloc, dar chiar e a fost bine. E specific zodiei fecioară? Arogant. Dar de raci, de ce nu vorbim și despre raci? Vorbim doar de fecioare. Raci sunt cu minte azi. Da? Ia să vedem ce ne spune colega noastră Olivia Odăianu despre treaba asta. Hai să vedem. Bună dimineața! Cine sunt eu? Este întrebarea zilei pentru nativii berbec. Disponibilitatea lor de a se cunoaște și a-și asuma cine sunt cu adevărat le aduce multă ușurință în viață. Taurii sunt prinși în conflictele altor colegi de muncă și sunt nevoiți să caute o cale de ieșire. Uneori este suficient doar să iasă pe ușă. Totul este să privească situația în termeni cât mai simpli. Gemenii au parte de confuzie mentală astăzi. Mintea îi poartă în trecut, la discuții pe care le-au avut cu anumiți prieteni și încearcă să înțeleagă mai bine ce s-a întâmplat. Le recomand răbdare. Vor avea claritate după ce iese Mercur din retrogradare, adică pe 3 iunie. Racii sunt bine văzuți la serviciu și este posibil chiar să primească o promovare. Și nu oricum, ci în plen, cu toată lumea de față și aplauzele aferente. Acasă, totuși, absența lor creează mici nemulțumiri. Leii revizuiesc felul în care comunică și decid să se facă mai bine înțeleși pentru a evita neînțelegeri. O lectură pe subiect sau chiar un curs de scurtă durată îi ajută să-și completeze informațiile lipsă. Fecioarele au parte de transformări, mai ales din punct de vedere financiar. Ele își stabilesc standardele pe care sunt dispuse să le accepte și nu mai fac rabat de la acestea. Balanțele au foarte mare grijă de ele astăzi. O zi de shopping, câteva ore la spa, iar seara, la un restaurant, sună foarte bine pentru ele. Somnul pare să nu le fi priit noaptea trecută nativilor Scorpion, motiv pentru care astăzi sunt ușor iritați. O schimbare în rutină le face foarte bine. Săgetătorii au calculat greșit cheltuielile pe luna aceasta și sunt nevoiți să intervină în buget. Sau au parte de cheltuieli neprevăzute pe care trebuie să le onoreze. Capricornii caută un spațiu mai mare în care să se mute cu familia și în care fiecare membru să-și găsească locul. Iar unii dintre ei chiar se pot bucura de un membru în plus anul acesta. Vărsătorii ar pleca într-o vacanță, dar momentan doar visează. Cochetează cu ideea și când obosesc de fantezii, acționează așa cum le place lor cel mai mult. Se hotărăsc în 2 ore, iau bilet de avion și rezervă și hotelul. Nativii pești au parte de tensiuni financiare și, motivați de nevoie, trec la acțiune și confruntă oamenii. Nu este plăcerea lor, dar faptul că obțin rezultate chiar și în urma unor discuții tensionate le crește încrederea în ei. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Vești frumoase astăzi din partea colegei noastre și venim și noi cu vești frumoase despre o asociație legendară pentru matinal. Primul material care a intrat pe post la matinal a fost despre asociația Taxiul cu Bomboane. Asta uite, ca să-ți țin o lecție de istoria matinalului. Și bineînțeles, dacă am vorbit despre asta, ne și întâlnim cu domnul Cristian Roman, președintele asociației Taxiul cu Bomboane. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața vouă și celor ce vă urmăresc, prietenilor voștri, fanilor voștri. Data trecută ați venit ca un ursuleț, așa. Da, data trecută, vedeți, asociația noastră este foarte dinamică.
Am trecut de la ursuleț, am trecut la iepuraș, de la iepuraș, uite, nu s-a terminat bine iepurașul și ne pregătim pentru 1 iunie, dar până la 1 iunie avem câteva proiecte cu care lucrăm și pe care sunt chiar acum în plină desfășurare. Aș veni cu colega mea, dar ea este la școala specială numărul 5, unde noi desfășurăm proiectul Emoții Confuze. Este un proiect de gestionare a emoțiilor și a stresului, un proiect finanțat de Pepco România, trebuie să spunem chestia asta, pentru că poate inspirăm și pe alții, poate, pentru că acest proiect chiar este cerut și de profesori și de alți copii. Ideea este să vină firmele să spună, haide domnule să-l facem și acolo, și acolo, și acolo. Este un proiect pentru copii cu nevoi speciale, pentru copii cu nevoi sociale, pentru copii cu dizabilități, adică toată plaja asta, cum le spunem noi, a copiilor mai puțin norocoși. Cam câți copii participă la aceste cursuri, să le spunem, de gestionare a emoțiilor? 50 de copii avem acum la școala specială numărul 5. Sunt copii cu autism, cu down, cu retard. Sunt copii care învață să își înfrângă temerile, redescoperă îmbrățișările, zâmbetul, dar cel mai important este că redescoperă stima de sine, încrederea în sine. Este fantastic. Se văd, acum am uit și eu pe ecranul acela, și se văd imagini cu copii care uitaseră să zâmbească, care își pierduse încrederea în oamenii de lângă ei. Și acum se regăsesc, fuzionează așa între ei, e un amestec de sentimente, de dragoste, de descătușare. E fantastic ce se întâmplă în acest proiect. Lesne de înțeles de ce ați făcut un apel la solidaritate, căci pentru acești copii sunt necesari terapeuți specializați. Și am înțeles că în tandem faceți mâine un eveniment deosebit intitulat Coiful cu biscuiți. Coiful cu biscuiți. Despre ce e vorba? Coiful cu biscuiți e un proiect de 1 iunie. Știi, trebuie să încep puțin cu începuturile, cu istoria, da? Că și tu ai început cu istoria. Și eu, la fel, da. Noi aveam de 1 iunie deja clasicul Cănuța cu bomboane. Dar pentru că oamenii nu înțelegeau că totuși este cald afară și puneau și o ciocolată mică, saloanele spitalelor erau pline de ciocolată, pentru că cu un baton de ciocolată mică poți să vopsești o clasă sau un salon întreg. Are aceste proprietăți ciocolată. Și atunci am zis, dom'le, să renunțăm la... și să găsim ceva neutru. Am zis biscuiții. Cred că este primul desert al copilăriei. Da, așa e. Mărul cu biscuite. Mărul cu biscuite. Mărul cu biscuite. Bine, eu am prins vremea cu biscuitele înmuiate în apă. Na, anii aceia mai... Da, v-ați luat revanșa, căci de Crăciun, Moș Crăciun primește biscuiți cu lapte. Biscuiți cu lapte. Altceva. Și miere. Iar coiful, cred că este... Știi, este primul act de bravură a unui băiețel sau primul însemn de nobil a unei domnișoare, știi? Când se fac coifurile alea așa conice și ele sunt prințese, ei sunt cavaleri. Încercăm să aducem, asta facem noi, să aducem zâmbetul pe chipul copiilor. Ne adunăm la South Burger, trebuie să spun, da? Că acolo poate lumea să știe unde să vină. Da? Locația, așa că locația. Este o terasă, o grădină spațioasă unde avem loc cu toții, deci oricât de mulți vin, avem toți loc. O să venim noi cu hârtii, dar pot să vină și ei cu coli, pot veni cu foarfece, cu absolut orice... Cu accesorii, cu lipici, cu și fantezie și multă dragoste. În
Da. Valentin, uite, te rog pe tine să iei cadoul, căci eu am mai primit. Tu ai mai primit? Și el fiind în a doua săptămână aici la matinal. Debuteam cu un, da, un cadou. Da, nu am văzut eu ceva acolo, am înțeles că le-am părțit frățește. Hai să vedem, hai să vedem ce se întâmplă aici. Așa, tu acolo și mai am niște treabă pe aici. Aia, ce e acolo? Ce e acolo? Este ciocolată. Sunt două. Una mie. Și una toție. Una este. Ați văzut ce colegă bună de platou e Georgia cu mine? Și aici avem un tricou foarte drăguț. Hai, ia și una, că sigur tricoul mi se potrivește tot mie. Da, asta am să spun și eu, că tricoul și-o probabil tot pentru Georgia este. Ia să vedem. Și așa facem și preambulul pentru discuția despre cea de-a patra caravană despre care ne povesteați. A patra caravană, transport umanitar Cernăuți, Ucraina. Trebuie să spunem că acolo sunt copii români, de etnie română. Sunt și români. Da? Sunt, într-adevăr, există o comunitate extrem este o comunitate foarte puternică de români. Noi mergem, noi suntem pregătiți pentru, bine, nu numai pentru ei, pentru toți copiii, pentru că ăsta este modelul taxiului, este un taxi pentru copii, este un taxi care funcționează cu dragoste și când este dragoste, atunci nu sunt frontiere, nu sunt naționalități, nu sunt... Mergem cu medicamente pentru copii. Mergem cu scutece, cu hrană pentru copii, pentru bebeluși. Spuneam că este a patra caravană, care va avea și foarte multe dulciuri pentru ei. Pentru că, da, taxiul cu bomboane, copii, dulciuri... Așa e, este... și noi nu vedeți cum stăm cu ciocolățelele așa pe picior, abia așteptăm pauza de publicitate. Rămânem copii atunci. Începem când și nu terminăm aici, pentru că ne pregătim de vară. Proiectul nostru deja consacrat și un proiect care s-a oprit pe perioada pandemiei, dar revine în forță, și anume o zi cât o vacanță. Copii mai puțin norocoși, hai să le spunem așa, mai puțin norocoși, vor ajunge la mare să se bucure, am înțeles acum, de mai mulți delfini. Ce frumos! Am înțeles că au mai venit niște delfini la delfinariu din Constanța. Sper să-i vedem cât de curând. Ei acum sunt în perioada de carantină. După care nelipsita bălăceală în mare. Sunt copii care văd marea numai cu noi, numai împreună cu noi. Pentru că atunci când ești mai puțin norocos din punct de vedere al sănătății, parcă toate belelele trag la tine. Și încercăm... Cum am încercat? Bine, Moș Crăciun este all season. Așa e, nu se oprește. Încercăm niciodată să fim niște Moș Crăciun pentru ei. Aștept și sprijinul prietenilor dumneavoastră, pentru că, vedeți... Din punct de vedere logistic, ai nevoie de tot timpul, câteva lucruri, așa? Tot timpul că... avem nevoie. Drept pentru care, după cum se vedea și pe... Punguță. Așa. Nu ar prinde rău să ne trimiteți un SMS 8864, cu text caravana. Ne-ar ajuta foarte mult. Avem aici ne-ar ajuta mult pentru carburant, ne-ar ajuta mult... pentru închirierea de autocare, de ce nu? Căci, pentru toate eforturile care toate până să putem să zburăm mai durează. Mie mi se pare fantastic felul în care reușiți cumva să așterneți un zâmbețel și pe gurițele celor mai puțin norocoși. Dar dacă tot am vorbit mai devreme de emoțiile copiilor, eu sunt curios de emoțiile voastre, ale celor din echipă. Cum sunteți la finalul unei zile în care ați făcut atât de mult bine? La ce vă gândiți la finalul unei zile? Un prag de insomnie de la atâta fericire, nu-i așa? Eu vreau să spun că am descoperit starea de levitație. Știi? E o stare de plutire în care, cum să spun eu, mai mulțumit de atât nu poți fi. În momentul în care te raportezi la aceste mici bucurii pe care le faci, celelalte lucruri omenești ți se par atât de mici și de neînsemnate, încât ajungi în starea aia de plutire. E un consum emoțional fantastic.
Voluntarii în taxiul cu bomboane au urcat peste 5.000 de voluntari. Au venit, au plecat, au venit, au plecat, au venit alții, vin tot timpul, vin alții, 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 pentru că viața te duce pe alte cărări, dar și consumul emoțional te cam face așa să te reevaluezi un pic. Adică nu toți duc acest consum emoțional. Consum emoțional. Și chiar vorbeam de dimineață cu o bună prietenă și spuneam că lumea se plictisește foarte, foarte repede de oricât de frumos ar fi, oricât de bun ar fi. Drept pentru care noi venim tot timpul cu proiecte noi, proiecte noi, proiecte noi. Pregătim proiecte pentru la anul. Pregătim proiectele de acum, proiectele pentru iarnă. Adică nu stăm... În timp ce noi desfășurăm activitățile unui proiect, vezi, sunt două proiecte în același timp, da? Două proiecte total diferite, gestionarea emoțiilor și coiful cu biscuiți, dar în același timp ne gândim la următorul pas, o zi cât o vacanță. Ne gândim la canalul de YouTube cu basme. Au. Oh, okay, premieră! Okay. Au. Ne gândim tot timpul cum am putea să le aducem o bucurie celor mici. Noi ne gândim că dacă ați menționat un număr de 5.000 de voluntari care au venit, au plecat, au venit, au plecat, au venit alții, bănuiesc că invitație deschisă pentru cei care ne urmăresc să se alăture misiunii Taxiul cu Bomboane și vă mulțumim tare mare mult drag. Că ne pregătiți așa pentru aceste evenimente în care noi să ne facem o evaluare și să știm în care am dorit să ne implicăm. De ce nu? După aceea s-ar putea să ne molipsim, să nu mai scăpați. Eu oricum vă aștept mâine să facem coifuri, da? După ora 11, vă învăț eu. Eu știu să fac, te învăț eu. Te învăț eu și să fac din hârtie. Te învăț amândoi, două metode. Din foaia 4 știu și eu să fac. Exact, iată. Da, alea. Exact acelea. Mulțumim tare mult și eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând o mare plăcere și multă, multă dragoste. Îmi place vibe-ul de aici. E așa, e primitor. Te ridică foarte mult. Drept pentru care aș veni în fiecare zi, dar asta este, mai avem și treabă, pentru că hashtag-ul nostru și aș vrea să îl ținem minte cu toții. Avem treabă, iubim. Ce frumos, mulțumim. Asta aș vrea să fie cuvintele cu care plecăm într-o scurtă pauză de publicitate. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată și mult spor în tot ceea ce faceți. Salut, bună. Valentin, merităm o pauză de ciocolățică. Ia uite, nu mai are răbdare. O să zic eu, atunci urmează să povestim imediat după pauza de publicitate despre parcursul educațional al copiilor. 7 ani de acasă, Valentin, ți se potrivesc, ar trebui să aprofundăm puțin alături de tine și alături de invitata noastră, Nona Liță, doamna educatoare, imediat după publicitate.